Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe FoodShop și folosește codul BERCEA pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand ARGOL și de asemenea dacă folosești codul BERCEA ai 10% reducere. Te-am pupat. Cred că vă era dor de legumă, că mie nu. Salut! Salut băi legumă, motoștistule. Salut! Ia povestește-ne tu nou, cum ai luat tu permisul de conducere, ia zi. Nu pot să zic. Trebuie să fac un vlog să le povestesc. Mai bine povestește cum n-ai filmat din 7 zile cu sălbaticul de legumă. Ia chiar. Amice, auzi amice, da, amice, cât am fost eu plecat, da? Amice, cât de nervos ai fost tu pe o scară de la 1 la 10, amice, pe proștiile lui? Nu foarte. Pe ei? Păi amice, pe cine să mă enervez dacă nu filmau cu mine? Păi și situația, amice, nu te enerva, situația. Amice, păi da, dar eram așa în mine. Mă interiorizam, amice. Mai țipam pe Cooper, băi, dă-i dreapta de aici, știi? Și câinele... Săracul de el e bolnăvior. E bolnăvior, amice, că la bătut i-a dat sângele. Mi-a trimis o poză. E făcută franjuri, mâncața, și s-a rupt în 4 părți. Păi și nu-l dai jos, mă, că s-a terminat la picior, că s-a vindecat. S-a terminat pe dracu. Păi și l-au amputat, amice? S-a mai lovit de 3 ori. Păi cum s-a lovit, mă? Amice? Nu, pe mine îmi trece, face dobitocul. Amice? Deci că dai seama, amice, l-a enervat câinele, a vrut să-l bată, câinele a fugit de și-a rupt laba în 3-4 locuri. Nu, amice, nici măcar, că dacă era așa, pare știam că e vina mea și aia e, dar nu... Păi și i-a mai dat iarăși sângele? Îți dai seama? Păi dacă tu ai operație și tot umbli la ea. Păi nu umblă, că n-are cum, dar să mai lovește tot. Amice? Amice? L-am împins și eu pe legumă. Te calțiști pe mine. Amice? Ia, spune-mi și mie... Te rog frumos, cum ți-ai petrecut tu perioada asta la babană? Amice, nu mai mi-e. Că legumă știu ce-a făcut. Nu pot să-ți zic. Na, să mă piși pe voi, na. Așa, amice. Doar să-l băti cu sus, scăpă. S-o crestu. Amice, eu pot să zic că m-am relaxat tare, dar am obosit. Amice? Da? Amice, deci mă trezeam. Amice, nu prea există ce spui tu. Mâncam. Da. Și mă lua somn. Deci am că mai ies să mă duc pe la piscină. Pe la piscină mai oboseam. Și mă duceam să mă pun în pat. Dar tu ai plecat și cu copilul după tine? Da. Păi și cum îți permiți tu luxul ăsta să te trezești dimineața, să mănânci, să te culci înapoi și după aia te duci la piscină? Bă, eu practic, eu pot să zic, eu n-am știu că am avut copil, înțelegi? Păi amice, tu nu prea știi niciodată că ai copil dacă mă întrebi. Bă, pișeam aș pe tine. Ba da, bă, când filmează să pună pe Instagram. Și vezi, băi, că Justin nu se pune. Amice. Când filmează să pună pe Instagram. Amice, am zis eu că mă duc în concediu, păi e concediu, amici. Hai, bă. Bă, dar pentru restul participanților la concediu nu mai era concediu. Amice, dar până acum a fost concediu pentru ei. Nu de dracu, amice. Amice! Amice, și asta este doar început. În fine. Da, amice, și mă mai puneam și mai trăgeam un pui de somnic așa. Iar mă tregeam, dar parcă mă trezeam mai obosit, amice. Și iarăși nu știi ăsta al somnului tău. Tu te trezești în faza în care ești în deep sleep și nu. Aoleu! Amice, nu zice că tu ai studiat și despre somn. Amice, cum mă vezi? Amice, tu vezi că sunt energic mereu. Da, ești plin de energie. Nu, amice, tu ești plin de nervi. Păi și nervii nu vin din prea multă energie. Da, se poate și asta. Mult. Na, poftim. Amice, eu astăzi am văsăi un frigider, amice, atât de gol încât trebuia să pun un slip pe el. Înțelegi? Și da, amice, da. Și amice, din cauza asta îmi comandai un meniu zilei, la felul unui ciorbă de fasole. Amice, frigiderul meu e gol de 4 luni încoace. Bă, dar chiar e gol frigiderul meu, adică n-ai ce face o omletă, ești nebun. Ba nu, la mine am doar câteva alimente în el. Bă, cred că o omletă o faci de o morții, măsii. Eu am niște... Să nu faci o omletă. Eu am lapte de soia, ovăz, ouă, albuș de ou. Și ton, și paste, atât. Asta e tot ce am eu în casă. Bă, eu am mai multe, dar multe nu mai sunt. Și mai am niște pâine integrală. Multe nu mai sunt comestibile. Bă, și eu le mai țin, amice, bă. Bă, deci cumpăr uneori niște chestii, zici că le mânci la antiaticitele. Nu știu, bă, dar știi ce moftică e? De exemplu, am luat, să zic, nu știu, unt. Păi cât dracu să folosești? 2 cuburi de unt. Bine, ăla nu prea să stric așa, dar... Să faci o brânză, nu prea îmi place. Te iei brânză, câtă dracu de brânză? Ba, eu mănânc multă brânză, mie îmi place brânză. Mie-mi place mult. Eu îmi pun 100 de grame în omletă aproape. Bine, voi faceți omletă, da. Ăla, nu, eu îmi mănânc așa brânză. Fac amice niște chesadie, pai de mine la tanti Jamila, cu aia și tălpile ei. A? De la ce, mă? Da, tanti Jamila, amici. Cine e? De morții doi. Tu nu știi ja pe Jamila? Nu. Cu Jamila, cuizine? Aia de nu. Cum, bă, e cea mai bună prietena a tuturor mămicilor din România. Pe bune? Da, ce bunicilor. Păzea, păzea, amice, păzea, păzea. Că dau. Vino ca futu. Vino futu. Mamă, ce foame, bă, mi-e foame, bă. Vă mâncam azi, mi-e foame, bă. Nu știu ce. A, căzui și eu, bă, ce prost sunt. Da. Luați-le pe Fugacu. Păi și ce mănânci tu legum acum e? Unde fugi legumă? O văd cu proteine, ce crezi că mănânc? Trebuia să mănânc până acum, da. Bă, dar eu... Noi proștilor la filmat, amice, ce proști suntem. Vezi ce nesimțiți suntem. Bă, amice, eu vreau un antenor care să-mi diversifice mâncarea, amici. Bă, amice, îți dau eu mâncare diversificată dacă vrei, dar o mănânci? Că și eu am primit mâncare diversificată, dar nu-mi place. Amice? A, bă, amice, n-are cum să nu-ți placă dacă tu mănânci altceva. Dar tu ești sigur că nu vrei un antenor care să-ți dea la buci? Amice, tu mănânci pește, de exemplu. Da. Eu nu prea mănânc pește. Atunci nu mă bag, amice. Păi da, și ea mănâncă tu o masă pe zi de pește. Da. Dorat de la cuptor sau ăla sau ăla. Mie nu-mi place. N-am treabă, mie îmi place. Plus că se face greu, cine mi-o face mie? Acum, amice, te-am pus eu să faci divorț, amice. Cine te-a pus să divorțezi? Păi mănânc prietena lui Nemo. Pe Dori. Păi da. Ia-ți, amice, o muiere sau un muier, na. Un muier? A, oliu. E chiar pe irlandezul, dar ăla face mai multă mizerie. Ia-ți o muire, amice, și mănâncă. Bă, da, mă lași, nu vezi că nu pot să mă stabilizez. Psihica, am văzut, ai o problemă de vreo 7 luni, nu mai reușești. Amice, nici pe viața familiară, nici pe... Nu prea se stabilizează așa, ia uite, nici nervos nu prea e stabil, amice. Păi nu sunt nervos. Amice, da, văd. Amice, mie îmi place de legumă, deci legumă e, când pune un episod de la de Andy Zolt, e exact cum să păcălești YouTube-ul în 3 pași simpli. 1. Filmezi. 2. Îl urci repede pe YouTube și faci un thumbnail de mizerie. Și 3. Fugi la cafea. Deci asta înseamnă. Că am înțeles, amice. Și 4. Repeat. Bă, dar de ce ești prost? Handicapatul. Ce, bă, că nu minți băiatul. Amice, mint eu cu ce... A, căzui, mă jură. Amice, minți eu cu ceva? Bă, eu n-am nimic, că... Pui ani dizvârf, nu zice nimeni. Ba da, își de ce zile să pui 7 episoade de o treabă. Bă, dar tu ești prost, că ți-am mai demonstrat atunci că n-a fost așa, ești handicapat. Da, dracul, n-a fost. Da, scuză-mă, amice, din 7 zile 5 au fost garantat. Nu, amice, dar el a zis că gen voia să-l țină secundar, știi, dar n-a mai filmat principale. A uitat de principale. Da. Tot n-au fost 7 în 10 zile, terminăm cu prostire. Să le numărăm? Una a fost breazlă, are dreptate. A. Păi... Vezi? Tocmai. Amice, n-a fost 7, a fost 6, e altceva. Bă, da. Legumă, dar nu, dar, băi. Băi, legumă, dar nu te gândi, mă, să scriu o carte acum pe bune. Păi de ce să scriu o carte, bă, că cum să păcălești tu? Cine o citește? Cine o citește? Amicu, cum? Uite-te la ea, cum? Îți cumpăr 3 copii. Bă, tu da, dar ăsta nu știe să citească. Păi eu nu citesc, bă, că... Că n-are încredere în excrocii ăștia care scriu cărți. Păi să știi că n-am. Al dracu prost e bine scoala. Bă, ce, mă, până a scris cărți de educație financiară? A, da, amice, că pe restul l-ai rupt, l-ai citit de la nenorocit. Amice, de ce să citesc cartea când pot să vă film? Amice, legumă. Ultima carte citită la tine a fost Punguța cu 2 bani și avea poze. Lasă-mă în pace, amice. Nici pe aia nu știu la povestea acum. Ia zic, iauzi. Am ascultat. Stai să-l bate, lasă-mă un pic. Mă, dar când erai mic nu spuneai și te povești? Bă, nu, poate când zicea, dar eu fugeam la fotbal. Ah, bravo. Aia a fost cartea vieții mele. Auzi, bă, pe amicul pe la 3 ani îl fugea la fotbal, patron, ești de bun? Bă, de pe la vreo 5, așa, cred că 5-6 ani. Nu mai amintesc, bă. Ce te făceau? Te băgau aia în poartă, te puneau copil de mici. E, păi nu știu și că au pe acum nemă, că mă jucam singur cu mingea. Da, se pune. Sălbaticule, că aflară în povestea vieții. Bă, zi-mă, faci cartea aia. Ce? Zi-mă, faci... Bă, lasă, lăsați cărțile, legumă, vreau să spun asta. Ce am citit aseară, i-am trimis și lui amicul. Bă, o știam de mult pe amice, du-te dracu de prost ce ești. Tu, amice, da, dar legumă crezi că știe ăsta. Ăsta nu știe, amice, că ăsta știe doar cafea. Am ascultat o ciocârlie, legumă, și am văzut un comentariu. M-a venit un dialog între Enescu și Măsa. Mumăsa, bă, că nu sunteți de o seamă. Doamna Mumăsa. Mamă, pot să le spun acolo, adică la Viena, că sunt român? Întreabă deodată Jujac, adică Georgienescu ăsta era, știi? Sigur, de ce să nu le spui? Mă gândeam să nu creadă că mă laud. Ești prost. Ești prost. Da, amice, ce fascinat ești. Ba, amice, chiar de crede-mă că parcă mi-a... Amice, dar vrei să spun ce vorbă șmecheră am auzit eu acum? Da. Dumnezeu a făcut lumea și neamțul merge de sus. Hai, pauză, pa. Ia uite, amice, asta este mașina lui Lărci din familia Adams. Amice? Amice? Amice, te aud, vorbești? Eu vreau, fii atent, eu vreau așa, să zic ceva. Da. Că l-am văzut pe la pe legumă, care are momente când e sinceritate așa. Da. Băi, legumă, vrei, mă, să ne lăsăm de YouTube? Bă, sincer, nu vreau să mă las de YouTube. În schimb, vreau să mă las de aparențe. E, așa și eu. Da, respect. Băi, nu, spui o greșeală aici, băi, legumă, nu să te lași de aparențe. Să ieși din lumea aparențelor, că noi nu facem aparențe. Amice! Nu facem aparențe, dar sunt anumite momente că nu pot să fii cum... De ce, mă? Păi că nu zici să-și corect, amicul, să respect, amice. Stați puțin, amice, eu vreau să fac un anunț. Gata. Să vă ferească, să ferească Dumnezeu platforma asta de bercică care face bani, că s-a ales praf. Și o să fie la gura mea, la atac. Amice, deci practic tu acum recunoști că faci pentru bani. Nu, păi nu, că să nu înțeleagă greșit. Doar că nu pot să spun eu așa tot ce mă taie pe mine despre unii și despre... Adică tot ce am aflat eu între timp despre ce jigodii sunt pe aici. Că dacă aș spune, bă, dacă vă zice eu ce jigodii sunt pe platforma asta, mi-a zice că-s nebun, bă, da? Amice, tu și cu legum ai fi așa partea mai, cum îi spune, mai rațională și eu vi-aș înjura de morți pe toți. E bine? Bă. Bă, stai la râs, sărbaticule. Deci știi cum e. Bă, amice, eu da toți vorba aia. Amice, eu am cunoscut, cred că toți youtuberii de pe platforma asta. Noi am cunoscut, da? În fine. Bă, eu pot să vă spun că sunt unii chiar, într-adevăr, bă, sunt deosebiți. Unii dintre ei. Da, un exemplu. Da, sunt și unele jigodii. Nu, că nu dau nume și nici de o parte nici de altă. Nu, dar hai să fim realiști. Unii sunt deosebiți în anumite situații, din anumite puncte de vedere și de anumite puncte de vedere sunt ultimii oameni. Da, da, nu, eu zic pentru treaba asta. Dar nu, mă rog. Eu zic, bă, dar cum intru aici, mă, că nu da din casă încă, nu da din casă. Nu, nu, fiecare e cu bune și cu rele, dar sincer, pentru mine nu poți să fii un om bun dacă ai anumite lucruri. Ce faci, mă? Scuze, frate, cum ne urcăm acolo? Păi aia mă întreb. E un prank aici. Eu cred că merge pe aici. E un prank? A. Merge de rupe, ce-i? Ce făcuși, băi, cu... O să vedeți voi că dăm lui cărțile pe față. Apăsați F, băieții. Bă, astea-s nesimțiți? De ce vă luați după mine? Te văzui. Amice, tu ești cam bulanjiu, amice? Păi și m-am gândit să mă ascund după aici. Păi ce, amice, tu crezi că tu nu ești unul din YouTuberii aia? De ne-așa expose. Te dracu de aici și așa. Aha. Bă, mă ajutați? Eu te bă, că se ridică pe pedorozii asta, bă. Aoleo. Cum reușit de bani? Amice, ridică-mă și pe mine pe două roți, că nu mai pot. Amice, ți-aș băga eu vreo două roți așa în funduleț. Bă, amice, dar deci nu putem să înjurăm niciun youtuber înainte? Nu, amice, nu are farmec, amice. Dacă nu-ți fac eu cronicele lui Bercica așa... Mă. Pai de mine să vă feriți. Amice, și să vezi că o să ne meargă și mai bine cu YouTube. Da, dar nici n-am dubii, ești nebun. Până îți dau ăștia canalul jos? Eu câtă falsitate am văzut în lumea asta, eu n-am putut să... Eu n-am putut să văd. Bă, nu, tac din gură, că asta dăunează în momentul ăsta. Da, lasă. Legat de ce vrei, așa, dă-mi un mic ăsta, că poate mă prind doar eu. Hint. Nu știu cum aș putea să dau. Nu, legat de unii care sunt sus de mult și n-ar mai trebui să fie. Nu știu. Bă, nu știu pe la ce se referă, dar e nebun. Hai. Bă, eu zic doar din ce am cunoscut. Și că e nebună. Păi e nebun. Amice, că-ți dă după numele și să vezi cum face toate tu-s morții, mătii. Nu știu. Nu, trebuie... Fiți atenți, ca să înțelegeți, mare vorba a avut Ferraru. Și mai ales pe platforma asta, aici o adaptez eu. Aici e să nu crezi până nu vezi și când vezi să crezi pe jumătate. Amice, asta e un proverb, amice, nu e vorba lui Ferraru. A zis-o Ferraru! Amice, pula mea! Cine a zis, bă, vorba asta? Ce proverb e ăsta? Nu știu cine a... Ba da, amice. Nu e. Eu la el am auzit-o, dar în fine. Da, nu știu cum trecem, stai, nu mă mai lovi că știu cum trecem. Trebuie să te dai cât mai în stânga, mă. Nu morți, mă, tii, pe roată. Da-te la mai în spate. Băi, dai drept, mâncați-aș. Bă, dar cum plecași așa tare? Păi dacă îi ții space-ul și zici să-i că se ridică în două roții, mă, ta. Face burnout, n-auzi. Păi, dar așa de tare? Da, uite. Eu ce tare pleacă. Vezi la final, ai grijă fix la final, la intestare acolo că eu căzui, dar nu știu cum. Stai așa, stai așa, stai așa. A, mă, sălbaticule! Mai trebuie să fac un space, n-auzi? Păi, hai odată! Da, bă, dar voi știți cu cine încep eu la să-i dau expose, așa? Cum e? Nu, primul, lui Osteț, dar în cariciul meu pentru ce a făcut acum lui Amicu. Păi nu, lui ai dau expose și înainte, dar lăm pula mea. Stai, sălbaticule, stai. Deci, băieții, pentru ce a făcut Osteț acum Amicului meu, m-a dezamăgit cumplit, așa, nu mă așteptam. Serios vă vorbesc. Da, nu merge. Nu știu că nici mie. Eu nu știu cum pleca Amicu așa tare. Mă, ți space-ul că... Bine, eu am și tunată. Păi eu am tunată, eu am... Aaaa, bravo, tată! Păi lasă-mă, dracu, că atunci mă duc că eu trecusem, dar puțin e prost. Da, nu merge, bă, să mă piși pe ea! Și noi pe tine. Nu știu, bă, ce are. Da, vedeți că vă mai trebuie space-ul pe aici. Timp s-a folosit space-ul, amice. Noi ziserăm că nu merge. Ba merge, mă, că se ridică și fără ăla, dar nu-i ținți voi tare. Te duci de cum, ce faci? Mamă, ce bine merg, mamă, cât de bine sunt și eu, un zburător. Da, ești zburător, eu sunt. Dar trecut eu odată, nu știu cum, dar acum cad, nu știu, nu se mai lovește de aia. Bă, amice, termină singur, mâncați-și, că n-am ce să... Bă, da, să-ți atât de zlamă, mâncava-și. Dar că nu trece, ce sunt? Eu cu sălbatic acum picăm fix la fel, dar nu înțeleg cum. Nu, că degeaba e mai în spate, că nu ia viteză. Mai mare, nu se ridică mai mult pe două roți. Uite. Fă-toți morții, mătii, de mașină împuțită, băga mi-a și pura în gura ta. Na. Se enerva, micu, bă, bă, de asta mi-era dora meu. Bă, amice, bă, dar de ce te enervezi așa? Na, mă, mâncați, dă-i, mă, mine, băga mi-a și. Te ajutai? Bă, mai am 9 checkpoint-uri și termin. Hai să încercăm să-i dăm din prima. Mamă, cât de greu. Bă, voi sunteți toți acolo, dați-vă dracu de ratați. Amice, ai mașină custom, ești tâmpit? Da, și tu puteți să ai custom. Nu, că nu am pe asta. Legum, mă trecui și exact la fel, mă blocai acolo, în colț. A, iată ce. De cu burnout. Hai futu-s morții, mătii. Bă, ce mașină e asta, bă? Mamă, laterale ăștia. Bă, și trebuie să mai treacă unul, mâncați, că nu trebuie să ieșim, să fac chiar cu... Bă, amici, ești... Nu, trebuie să iasă unul și să intre după iarăși, că merge. Mama, asta trebuie să mă duc la sală. Eu săptămâna asta mi-au pauză. Păi nu ți-ai la pauză deja o săptămână? Păi și că să mă duc, amice, de dacă vine botezul. După ce terminăm de filmat? Hm? Păi nu, mă, nebunule, dar o să am treabă, o să am de pregătit, cred eu. Taci, legumă! Bravo. Tăcuși? Te dai mai în dreapta, așa. Trebuia să trec aici. Tăcui? Sau, de fapt, deci te dai mai în dreapta, așa, da? Ia să mă duc eu de luni. Te dai mai cu dreapta, că după poți să ieși dicolo. Mamă, dacă pic aici, îmi iau gâtul. Unde dracu e checkpoint-ul? Amice, ești ce trebuie să facem? Să mergi, nu știu, mă, amice, vrei să mă piși pe tine de urgență? Da. Nu cred că ți-ai dori. O, le-au apăsat space din greșeală, mâncați și când aceleram. Spase. Bă, numai că nu mai vrei de meci. Bravo, sălbaticule. Și eu trecusem și căzui la final, dar nu știu cum. A trecut Amicu, bă. Gata, mă, terminai. Terminai? Nu stai rești că sălbaticul mai are 8 minute. Uuuu! Yeah, baby! Nu, mă, amice, cât mai ai făcut? Fuck yeah! Amice, cât mai ai acolo așa? Bă, păi tu doar ce trecuși și asta dura 8 minute aproape, ești nebun. Păi total dura 8 minute. Păi da, și cât până termin tu, până se termină, hai să ieșim să te faci pe a ta. Ah, hai amice, că trebuie să te ducă și să-și bea și cafea, amice. Bă, amice, hai, cine este? Nu mă dau nicio cafea. Ies eu, hai. Hai, hai, pa, pa, pa.